Saniel, fac și Corect. Și eu pe zi de pe cale îl pomenesc și îl mormânt dacă mor. Iote, da, așa e. E Gigi Becali, eu îl iubesc mult. Gigi Becali, 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 Gigi Becali este președinte, eu fac mutație. Declar pe post, salut, mama, plec. Bă, despre Becali, stai mă, așa te super când zic de Becali. Frate. Dude, olarul e cu Becali, bă, zici și tu cu el. Hai să te întreb, uite acum, știi, conform chintesenței filozofice a esențială a finităților efective a eului mnișcean, care denotă o discordantă impertinență a haosului de instativ ce e în corelație cu sinergia geologică a gastronomiei schibiționiste și că duce la subțierea stratului de ozon, ceea ce inevitabil duce la încălzirea globală. Încălzirea globală e problema numărul 1 mondială acum. Ce soluție găsiți la chestia asta? Să fie o atmosferă frumoasă între tinerii și bătrânii. Și încălzirea globală, aveți vreo soluție pentru chestia asta? Nu, aceea zi sex. O atmosferă frumoasă. O atmosferă frumoasă. Da. Asta e, și romanță și orice, orice mă refer și la 12 ani, și la copii, și la orice, orice, orice. Frate, în primul rând vorbești cu precipitații. Eu aș vrea să mă rog la Dumnezeu să dea ploaie, dar uite că Dumnezeu... Deci nu? Să ne rugăm, ar fi prima. Prima soluție, să ne rugăm. Ok. Să ne rugăm. Dar multă lume e rude. E dușmănoasă, să mănâncă de sub cur și nu se roagă la vin. Vine în gara aici și stă cu cazarea. E multă femei bătrâne și zi mereu. Duceți-vă, mă, mami, la biserică, rugați-vă să plouă, așa, așa. Așa e? Păi, cu seceta, normal, în crezea voastră. Așa e normal. Păi da, bineînțeles, nu? Asta, într-adevăr, ar fi o soluție, să ne rugăm. Păi da, să ne rugăm la Dumnezeu, eu am credință. Dar eu mă rog la Sfântul Dumnezeu Duh. Eu n-am fost în viața mea la Dumnezeu, la biserică. Dar o să mă duc de acum încolo, dacă mi-ați luat interviu, eu o să mă duc și o să mă rog pentru Gigi Becali. Tâni, bineînțeles, pentru alăptat, pentru când... Hai, șefule. Ia, te rog frumos, du-te-mă de aici. Și am să relatez ceva în discuția de față, că încălzirea asta globală, da, numai puțin să mă întreb despre încălzirea globală. Acum, știți noastră, conform chintesenței filozofice esențiale a finităților efective a euului mnișcean, care denotă o discordantă impertinență a haosului de instativ ce e în corelație cu sinergia geologică a gastronomiei schibiționiste, duce la subțierea stratului de ozon, ceea ce inevitabil duce la încălzirea globală. Ce soluție găsiți pentru încălzirea globală? Problema numărul 1 mondială la ora actuală. Problema numărul 1 mondială arată așa în toate punctele mele de vedere care le știu eu, anul ăsta va fi în seștă, pentru că nu... S-a subțiat statul de ozon. S-a subțiat statul de ozon, nu mai este același... S-a schimbat clima. S-a schimbat clima, s-a schimbat... Bun, și ce soluție ar fi? Ce să faci? Ce soluție? Drept să vă aduc la cunoștință faptul, cum a spus și el, mult, mult credință la Dumnezeu. Da. Rugăciune, asta ar fi. Asta e. Și asta este. Pentru că, de fapt, vorbind așa, s-a schimbat din tot punct de vedere toată clima datorită oamenilor. Că nu mai e același... S-a îndepărtat lumea de biserică și de asta. S-a îndepărtat lumea de credință și una. Nu mai e aceeași... lume, numai aceiași care erau odată, generația prin... Asta evident a dus la subțirea statului de ozon și s-a dus dracu cu pământul ăsta tot, secetă, caniculă... Da. Și din punct de vedere relativ, asta este tot răspunsul. Să vină toată țara la mare, frate. Să fie zi și noapte plin aici pe plajă, știi? La discotecă, la bere, la alea... Să uite lumea de griji și să nu mai muncească.
și să muncească fraierii de la guvern acolo și să zică, bă, duceți-vă la mare că altă treabă n-aveți. Doar urmăriți la, uitați-vă la Liber TV. Să rămână și bună seara, să vă dea Dumnezeu sănătate cu la Liber TV. Eu nu vorbesc cu pompierii. Stai, nu, nu o să fii. Urmăriți Liber TV. Vă mulțumesc și să rămână. Ok, pac.